Jurnalele RTT. Au început lucrări de reparații pe bulevardele Griviței și 15 noiembrie și pe strada Agrișelor. Pe durata lucrărilor sunt introduse restricții de circulație. În centru se va lucra în program de noapte, iar pe bulevardul Griviței se va lucra alternativ pe câte o bandă pe sens. Din această săptămână încep intervențiile pe bulevardul Griviței, zona dintre Teatrul Dramatic și Patria și în cartierele Astra, Șchei și Blumăna. Noaptea între orele 22 și 5:30 se lucrează pe străzile Agrișelor și 15 noiembrie pentru a se reduce blocajele în trafic. În acest interval orar, traficul pe strada Agrișelor va fi restricționat în totalitate, cu excepția riveranilor, iar circulația va fi deviată pe strada Apulum. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 20 septembrie. În cazul bulevardului 15 noiembrie se intervine pe tronsonul dintre Teatrul Dramatic și Cinema Patria, alternativ pe câte o bandă. De asemenea, compania care execută aceste lucrări va interveni și în zona intersecției 15 noiembrie strada Castanilor. Tot pe lotul 2 se fac lucrări de reparații pavaj pe strada Fundătura Țibleș și reparații carosabil și trotoare pe strada Valea Cetății și pe Molidului, în urma înlocuirii rețelei electrice. Se execută lucrări de turnare strat de uzură și în interiorul cvartalului de blocuri nou construite de pe strada Carpaților, după ce aceste străzi au fost aduse de către dezvoltator la stadiul de turnare strat de uzură și predate către municipalitate. Firma care repară străzile pe lotul 1 va lucra pe bulevardul Griviței, tronsonul cuprins între pasajul Fartec și sensul giratoriu de la Leroy Merlin, pe ambele sensuri de circulație. Se va interveni alternativ pe câte o bandă de circulație pe sens. Pentru a evita blocajele în trafic, le este recomandat conducătorilor auto să folosească rute alternative. Toate acestea sunt lucrări de reparații majore care presupun decapare mecanizată a unor tronsoane unde au apărut gropi, crăpături, văluriri sau burdușiri și turnarea de colfoare asfaltice. Vă amintim, pentru anul 2023 au fost stabilite 132 de străzi pe care sunt necesare intervenții, de la decaparea mecanizată și reparații, la turnarea de covoare asfaltice, refacere pavaj și reparații trotuare. Lucrările sunt corelate și cu intervențiile deținătorilor de rețele, astfel încât să se facă o singură dată și într-un timp cât mai scurt, atât de către rețeliști, cât și de firmele care execută reparațiile asfaltice. În paralel continuă programul de reparații pe străzile unde nu sunt necesare intervenții majore. În acest an, Consiliul Local a aprobat, prin bugetul municipiului, suma de aproape 60 de milioane de lei pentru asigurarea serviciilor de reparații și întreținere străzi, trotuare și alei. Un călugăr din masivul Postăvaru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de tentativă de viol. O femeie de 34 de ani a mers să-l viziteze la chilia sa de pe munte. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Brașov spun că după ce a consumat alcool, bărbatul de 57 de ani a invitat-o pe femeie să rămână acolo peste noapte. Pentru că tânăra a refuzat, individul a încercat să o violeze. Victima a fost agresată fizic, dar a reușit să scape profitând de un moment de neatenție al inculpatului. Călugărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar la data de 12 septembrie, judecătoria Brașov a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Amintim că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procesuală a fazei urmăririi penale și nu este de natură să înfrângă prezumția de nevinovăție. Cei care îl cunosc pe călugăr îl descriu ca pe un om blând și înțelept, și nu le vine să creadă că fapta a fost posibilă. Polițiștii au recuperat defibrilatorul portabil furat din caseta sa din livada poștei la sfârșitul lunii august. Două cadre medicale au anunțat poliția și a fost organizat un flagrant pentru prinderea infractorului care se pregătea să li-l vândă. În cadrul activităților de cercetare penală și investigații relativ la comiterea infracțiunii de furt al unui defibrilator portabil din zona livada poștei din municipiul Brașov, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, secția 1 Poliție,
Cu sprijinul a doi cetățeni, au stabilit datele necesare care au condus la identificarea dispozitivului medical în cauză. Polițiștii au descoperit și ridicat defibrilatorul din posesia unei persoane care vrea să-l tranzacționeze cu suma de 100 de euro. Defibrilatorul a fost predat reprezentanților primăriei municipiului Brașov pentru reutilizarea sa în cazuri de urgență medicală. Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor bănuite sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Prin spațiul privat virtual puteți obține documentele fiscale de care aveți nevoie. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov vă amintește că prin intermediul serviciului electronic Spațiul Privat Virtual puteți obține adeverințele de venit, cazierul fiscal, certificatul de atestare fiscală și altele. Toate operațiunile sunt securizate și gratuite și nu mai este nevoie să vă deplasați la sediul instituției. Documentele fiscale se pot solicita prin intermediul serviciului spațiu privat virtual, accesând secțiunea Solicitări, eliberare documente. De asemenea, prin intermediul spațiului privat virtual, persoanele fizice, în calitate de salariați, pot verifica modul în care angajatorii le declară contribuțiile sociale, accesând în spațiu privat virtual secțiunea Solicitări, informații și selectând la tip document de 112 contribuții. După transmiterea cererilor, documentele solicitate se primesc în secțiunea Mesaje din serviciul spațiu privat virtual în format PDF, având atașată semnătura electronică digitală calificată a Ministerului Finanțelor și se deschide accesând PDF-ul din coloana Descărcare document. Instituțiile sau autoritățile publice care au nevoie în anumite situații de un certificat de atestare fiscală, de o adeverință de venit sau de alte documente fiscale din partea unei persoane fizice sau juridice au obligația să le solicite prin intermediul sistemului informatic PatrimVen. Aceasta înseamnă că persoana fizică sau juridică nu mai are obligația depunerii certificatului, adeverinței sau documentului. Deocamdată însă nu toate instituțiile au acces la acest sistem, chiar dacă legea le obligă. Au început lucrări de reparații pe bulevardele Griviței și 15 noiembrie și pe strada Agrișelor. Pe durata lucrărilor sunt introduse restricții de circulație. În centru se va lucra în program de noapte, iar pe bulevardul Griviței se va lucra alternativ pe câte o bandă pe sens. Din această săptămână încep intervențiile pe bulevardul Griviței, zona dintre Teatrul Dramatic și Patria și în cartierele Astrașchei și Blumăna. Noaptea între orele 22 și 5:30 se lucrează pe străzile Agrișelor și 15 noiembrie pentru a se reduce blocajele în trafic. În acest interval orar, traficul pe strada Agrișelor va fi restricționat în totalitate, cu excepția riveranilor, iar circulația va fi deviată pe strada Apulum. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 20 septembrie. În cazul bulevardului 15 noiembrie se intervine pe tronsonul dintre Teatrul Dramatic și Cinema Patria, alternativ pe câte o bandă. De asemenea, compania care execută aceste lucrări va interveni și în zona intersecției 15 noiembrie strada Castanilor. Tot pe lotul 2 se fac lucrări de reparații pavaj pe strada Fundătura Țibleș și reparații carosabil și trotoare pe strada Valea Cetății și pe Molidului, în urma înlocuirii rețelei electrice. Se execută lucrări de turnare strat de uzură și în interiorul gvartalului de blocuri nou construite de pe strada Carpaților. După ce aceste străzi au fost aduse de către dezvoltator la stadiul de turnare strat de uzură și predate către municipalitate, firma care repară străzile pe lotul 1 va lucra pe bulevardul Griviței, tronsonul cuprins între pasajul Fartec și sensul giratoriu de la Leroy Merlin, pe ambele sensuri de circulație. Se va interveni alternativ pe câte o bandă de circulație pe sens. Pentru a evita blocajele în trafic, le este recomandat conducătorilor auto să folosească rute alternative. Toate acestea sunt lucrări de reparații majore care presupun decapare mecanizată a unor tronsoane unde au apărut gropi, crăpături, văluriri
sau burdușiri și turnarea de colfoare asfaltice. Vă amintim, pentru anul 2023 au fost stabilite 132 de străzi pe care sunt necesare intervenții, de la decaparea mecanizată și reparații la turnarea de covoare asfaltice, refacere pavaj și reparații trotuare. Lucrările sunt corelate și cu intervențiile deținătorilor de rețele, astfel încât să se facă o singură dată și într-un timp cât mai scurt, atât de către rețeliști, cât și de firmele care execută reparațiile asfaltice. În paralel continuă programul de reparații pe străzile unde nu sunt necesare intervenții majore. În acest an, Consiliul Local a aprobat, prin bugetul municipiului, suma de aproape 60 de milioane de lei pentru asigurarea serviciilor de reparații și întreținere străzi, trotuare și alei. Jurnalele RTT.